Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabie, vocea care ne unește. Astăzi discutăm cu directorul Liceului Mircea Iliade din Chișinău, domnul Grigore Vasilache. Bine ați revenit la Vocea Basarabie. Bună seara și bine v-am găsit. Încă o dată o să aducem în discuție cât de importantă este educația într-o societate și mai ales într-un stat precum Republica Moldova, care pe de o parte parcă are această ambiție să ajungă țară membră a Uniunii Europene. E ceva și iarăși o să vorbim câtă lume este de acord ca această direcție să fie una pe care să meargă Republica Moldova până la sfârșit, pentru că mai sunt și viziuni care spun că o relație bună cu federația rusă ar fi în favoarea Republicii Moldova. O să vorbim despre cultură și educație pe parcursul acestei ore. Pentru că Republica Moldova ocupă locul 51 din 81 de țări participante conform rezultatelor testării pisa 2022 la șteinte să vă întreb pe dumneavoastră ce înseamnă acest rezultat și de ce trebuie să ne bucurăm. Nu prea avem motive de bucurie. Locul 51 este un loc... Am vrut să spun de ce să ne întristăm. Da, să ne întristăm e adevărat. Este un loc nu prea bun și eu sunt convins că noi trebuie să tindem la, la mult mai mult și la alt loc decât, decât acesta. Un argument care ar fi poate să, să se întâmple din motivul că problemele sau întrebările care le primesc copiii la PISA sunt altfel organizate decât de obicei sau decât în problemarele în cărțile noastre. Dar acesta nu este adevărat și noi trebuie... În toate trebu cele 81 de țări lucrul ăsta e, e același, nu? Bine, e bun. Manuale avem diferite, diferite țări, diferite, dar, dar, dar în cazul acesta înseamnă că și manualele trebuie organizate și create în așa fel ca... Adaptate la... Adaptate ca elevii să aibă răspunsuri la aceste întrebări. PISA organizează întrebări mai mult uh, vii, să le spun așa de exemplu, nu întreabă care este perimetrul unui dreptunghi, sau, dar îi spune, ai o cameră și trebuie să pui tapet pe ea calculează cât tapet ai nevoie iată și este o problemă normală corectă, bună și logica aici și lo contează evident, mult evident și asta este adică trebuie să ne învățăm a rezolva așa probleme. Un lucru care m-a mai întristat, pentru că inițial am greșit și am spus că trebuie să ne bucure, dar trebuie să ne întristeze. Aproape jumătate dintre elevii români nu înțeleg ce citesc. România pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Ce ar însemna să citească un elev și să nu înțeleagă ce citește? Știți, poate ar părea straniu, dar eu și de fiecare dată când pregătesc următorii elevi de BAC, îi pregătesc. Adică mai Repetăm ceva. Ultima mea preîntâmpinare este, citește atent enunțul. Asta înseamnă. Nu toți copiii sunt deprinși a citi și a analiza ce citește. El a început o propoziție să o citească și la sfârșit a uitat cum s-a început. Asta e problema. Mai ales dacă să vorbim de științe exacte, matematica de exemplu, eu de obicei le zic așa, degeaba înveți la matematică dacă nu ai în față o foaie și un creion. Pix, creion sau ceva. Chiar dacă suntem în era digitalizării, Chiar dacă tot suntem pixul în... și foaia trebuie păi, să fie bine în față. dacă citești o problemă care trebuie rezolvată și acolo e scris, se dă un dreptunghi, dacă vorbim de dreptunghi. Desenează acel dreptunghi. Trebuie să-l închipui, să-l vezi, ca să știi despre ce pro ce se cere în, problema, problemă. Fiindcă nu tot timpul când îi spui să se disenează un dreptunghi, fiecare sau toți de noi ne echipuim repede, aha, acel dreptunghi. Bun la stereometrie încă e mai complicat. De aceea trebuie obligatoriu să, 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 încercăm să punem și pe foaie. Dacă să revin la ceea ce a spus dumneavoastră, n-am nicio problemă. Pune pe tabletă, scrie informația aceasta. Dar iată aici, într-adevăr, avem o problemă mare și eu știu că problema aceasta, apropo, le zic și la copii. Voi nu rezolvați problema care vă închipuiți voi rezolvați cu ceea cea care se cere în ianunț. Iată, asta încă e același lucru. Când nu înțelegi, ianunț probleme. Dar se dezvoltă societatea, cunoștințele și e, realitățile rămân cum să zic, tot prioritare, așa? Indiferent dacă se schimbă realitățile, cunoștințe trebuie să existe. Tot timpul să fie Dar prioritar. parcă se pierde din interesul de a cunoaște mai mult. Pentru că astăzi ai tableta, ai telefonul și dacă cauți răspunsuri, e... le găsești repede. Iată, în ultimul timp, Facebook circulă ceea ce a vorbit domnul Miclea la o conferință și este acolo un exemplu foarte bun care eu am să-mi permit să-l să, -l, să -l redau. Să ajungi pe vârful unui munte poți oricum. Poți cu mașina, de exemplu, da? Dar atunci când cu rucsacul în spate ajungi pe vârful celui munte, alta este situația ajungând la munte. Fix așa cu cunoștințele. Da, este internetul, poți apăsa, poți afla, dar ce înțelegi din ceea ce ai citit acolo, ce ți a oferit internetul. Asta e problema cea mai mare. Și dacă noi nu avem o bază de cunoștințe, noi degeaba încercăm să facem ceva mai sus că nu vom putea. Sau încercăm să citim din, din internet, nu vom înțelege. Dacă da, ar trebui să copiez un text undeva, asta merge. Dar dacă trebuie să rezolv o problemă, să mă bazez pe ceva, nu o să ne ajute nimic lucrul ăsta. Haideți să vorbim despre relația familie, școală, profesor și mai ales ce vor părinții, ce vor copii, ce vrea și ce trebuie să facă școala. Și aici, mai întâi de toate, mă interesează prestigiul instituțiilor de învățământ. Îl fac cadrele didactice, fac în comun cu elevii, cu discipolii, trebuie să fie antrenați și părinții, cum se construiește o imagine frumoasă a unei instituții de învățământ. Cu toată lumea. Obligatoriu trebuie și părinții, evident și profesorii, evident și copiii, și tot ceea ce înseamnă instituții de învățământ. Fiindcă dacă numai la școală sau la școală vorbim de una, și acasă elevul aude și îi se spune ceva opus, mi de cel copil așa. Chiar mai există asemenea situații când la școală îi se vorbește copilului adevăr și mă rog să-l ajute ca să poată să meargă și el corect pe drumul vieții și la casă îi s-ar vorbi cu totul altceva? Uh, contează despre ce teme vorbim, dar dacă să discutăm despre unele teme e, finuțe, cum ar fi istoria, cum ar fi niște fapte istorice care au avut loc, eu presupun că ar putea să întâmple și, și lucruri de acestea. Și atunci copilul e mai mult influențat de opinia părinților decât e greu de, de ceea ce îi se spune E greu de, la de spus, dar, dar încă o dată repet că mi îmi pare rău de copilașul acela, fiindcă el teme că poate e într-o situație când nici nu știe ce să creadă și nu știe cum să, 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 trateze acest lucru. În plus, de ce e mai rău lucrul ăsta? Fiindcă la școală el vine și ne va spune ceea ce vrea profesorul, dar el rămâne cu ideea lui care i-a spus -o părintele. Și asta e cel mai rău, fiindcă el lucrul ăsta o face numai pentru o notă. Dar el rămâne cu informația aceasta și toată viața el în continuare merge cu cealaltă care... Și atunci în societate creștem cetățeni care gândesc una, spun alta și fac a treia. Cu părere de rău se întâmplă și lucrul acesta. Cum da. s-ar schimba iată această situație? Nu, aici, aici ar fi foarte. Adică ar fi foarte bine dacă noi am înțelege că am pus un veto pe ceva, am zis gata și de acum înainte mergem pe, pe calea aceasta. Dar uitați-vă, doar părinții copiilor noștri tot au trecut prin școală și tot au studiat. Dar ei, dacă au mers cineva din ei pe calea care numai ce am uh, discutat despre cel copil, el va dori și pentru copilul lui tot așa să fie. Nu știu dacă există vreun algoritm ca să zicem da și mergem mai departe. Domnul director, doamne, să credeți că e justificat ca după 30, peste 30 de ani de independență în Republica Moldova să se discute despre aceleași probleme care de mult ar fi trebuit să fie clare pentru fiecare cetățean? Mă refer și în primul eu rând la problema înțeles. identitară. Este o problemă complicată care eu, cu păreri de rău, n-am un răspuns. Dar mă bucură faptul că iată acum la 1 decembrie am discutat cu elevii noștri unde au fost și o conferință, au fost și serbare, am avut și eleviștii au talent. Știți, clasele mici, chiar, chiar toți împreună așa când eu i-am întrebat da, da, astăzi, iată, dacă 1 decembrie mi-au spus că da, este ziua unirii și la întrebarea mea, dar de ce noi ei mi-au zis că, apu, voi așa ați făcut, dar noi vom face. Lucrul ăsta vreau să-l să sper tare că așa va fi și sper că iată cu alții care vin poate procentul acesta de, de persoane în societate care crede altfel și înțelege altfel adevărul istoric va schimba ceva. Să revenim la prestigiul școlii, prestigiul profesiei de învățător de la 1 ianuarie autoritățile au promis că majorează salariile cu 15% este o veste îmbucurătoare pentru că E adevărat, mult s-a vorbit că e nevoie ca și cadrele didactice să fie bine remunerate. În oh, bun. măsura posibilităților bugetului, ca să poată să aibă o viață decentă, să nu se gândească că mai trebuie să merg pe lotul meu de teren, să-mi adun roșiile, să-mi cultiv porum sau nu știu ce. Acest lucru îi va motiva pe profesori este, este să. Este un lucru ofere în bucurator. Carte de calitate. Este un lucru îmbucărător această majorare de salarii, dar dacă să vorbim despre prestigiul școlii și a profesorului, acest lucru nu are nimic comun. În plus, cu părere de rău, avem unii colegi care putem să le plătim și de 10 ori mai mult. Că vor Ei tot vor cine rămâne sunt. și vor desfășura aceleași ore, nu prea eficiente, să zicem mai ușor, cum să le desfășoară acum cu plata care Dar întrebarea e cum să scap de asemenea cadre didactice? Trebuie să avem cu cine le înlocui. Dacă avem cu cine Avem șapte mii de locuri vacante. Nu știu. Asta au anunțat. Suma. nu știu, nu, a anunțat. Nu știu starte. cifra exactă sau numărul exact de vacante. Dar nu aveți insuficiență. Ba, da, avem. Aveți avem. la Mircea de rău, avem la Mircea Eliade insuficiență de cadre didactice. Da, dar nu știu per Republica Moldova care este situația. Dacă Și... e șapte mii, foarte mult și foarte a fost liderul sindicatelor și a spus că asta e cifra oficială, dar neoficial totuși ar putea să ajungă și la 10.000. aici mai este ceva ascuns care adică ascuns. Nu e ascuns, dar cu părere de rău foarte mulți profesori au un salariu și jumătate. Adică 27 de ore în loc de 18. Și, de exemplu, eu personal i-am rugat pe toți de la noi din instituție să mai ia careva ore, fiindcă nu avem cu le reparteza. Și lucrul ăsta e cam, cam peste tot așa. Poate diferența aceasta de acolo vine, fiindcă pur și simplu cineva duce acele ore, dar ar putea să nu le ducă. Fiindcă având de 18 ore și ar dar foarte mulți profesori au mai multe. De. Apropo de acele 27 de ore, eu aici nu prea înțeleg de ce s-au limitat numai decât la un salariu jumătate, fiindcă, de exemplu, la noi chiar în instituție, avem niște profesori care sunt tineri, sunt uh, cu, cu uh, posibilități uh, fizice care ar putea să aibă și mai multe ore. Dar De legea... -e pe două salarii. Uh, bine, poate măcar 30, 30... Uh, ar putea și două, poate, dacă, dacă situația cere. Uh, la capitolul ăsta eu mai bine aș da la un profesor bun două salarii decât să știu că este un profesor care nu face treabă cu, cu un salariu. În cazul ăsta spuneați de ce facem cu profesorii aceia. Iată, poate asta ar fi o metodă, că să, să putem până când nu îi avem pe, pe, cei buni, buni, să-i folosim pe cei buni care îi avem, permițându-le să aibă și mai mult de 27 de ore. De ce a devenit neprestigioasă această muncă de profesor? Toți factorii au, au dus încolo. În primul rând, salariul, Într-a doilea rând, atitudinea părinților față de, de profesor. Haideți să fim corecți și să spunem că, cu păreri de rău, avem și unii colegi profesori care nu-și fac mizeria cum trebuie și câte un pic, câte un pic, lucrurile acestea se așează. Îi de ajuns să fie 10 profesori foarte buni într-o instituție. Și dacă este unul care, așa, vine din normă să știți că prestigiul instituției se duce tare. și nu Repede proporțional. Se ideea, Evident. nu merge la școală cu tare, Are. pentru că acolo nu e tocmai bine. Și aceasta, și aceasta, da. Dar și în genere, că a, acolo știm noi acela. Exact, exact. Și cum se poate ridica acest prestigiu? Păi e doar prin noi singuri să plecăm la o oră și să ne facem ora în timpul orei, în timpul orii să le dăm elevilor tot de ce au nevoie și atunci când elevul pleacă de la instituție, atunci când revine peste o careva perioadă, să ne spună că da, vă mulțumim, ne-ați dat tot, fiindcă acolo la facultate, dar liceul e pregătirea de facultate, am avut tot de ce am avut nevoie, am avut de la liceu. Se crede adică că... să se lucreze, să se lucreze cu suflet. Atunci va fi uh, prestigiul profesorului un pic altfel. Haideți să mai zicem o chestie. Uh, între toți profesorii, sunt unii care au o, o valoare foarte mare. Și indiferent că la general despre profesori se vorbește cumva, despre unii profesori se vorbește foarte bine. Deci, de ce? Fiindcă se știe că acel profesor nu este corupt. Uh, acel profesor, dacă îți spune o notă aceea e nota ta și așa mai departe și dacă te duci la ora acelui profesor, după oră ai ieșit cu, cu, ce trebuie. Respectiv, toți sau majoritatea când își vor îndeplini în felul ăsta lucru, atunci și prestigiul profesorului va, va deveni altfel. Dar iarăși și aici, dacă indiferent ce faci tu la școală, acasă îi se spune altceva, atunci la școală poți măcar să dansezi în fața copilului, fiindcă el stă cu ideea care a auzit-o de la mămica sau de la masa la care a fost aseară. Dar să vorbim despre solidaritatea din breaslă și cât de închegate sunt și colectivele pedagogice. Pentru că atunci când merg în Moldova profundă, se întâmplă să discut cu profesori care să-mi spună că sunt din diferite tabere și că unii dintre ei aproape că nu-și dau bună ziua la școală. E... Este școala sau colectivul de pedagogie, este o parte a societății. Noi, mai ales moldovenii, cu rânza noastră mare, așa suntem. E foarte rău că se întâmplă lucruri de acestea, dar nu numai la școală. E foarte rău că în genere, în orice colectiv, se mai întâmplă aceste tabere sau în localitate se întâmplă aceste tabere. Bun. Când e vorba de tabere de careva domenii, poate e normal, este bine. Dar nu este bine dușmăniea aceasta între, între noi. Dar nu, nu trebuie să existe. În plus, da, e adevărat. Deci, noi la școală suntem și un exemplu. Și un exemplu, cum eu iubesc să, să repet fiecare dată, nu trebuie să le spuneți copiilor să fac ce, să fac ce. Arată le Și prin lucrul faptele ăsta, da, vorbesc. prin faptele vorbesc și, și elevii, da, n-ar trebui să vadă la școli așa ceva. E, eu sper că nici nu sunt așa de multe cazuri sau chiar dacă sunt multe, bine, după lecții sau în afară, care este atitudinea unui profesor față de altul, altă situație. Lucrul ăsta contează ca în procesul educațional să nu se, se vadă, să nu se vadă acest lucru. Și atunci, bun, după suntem Moldovin, după cum am Domn spus. director, și revenim la prestigiul profesorului. Știți că astăzi presa încearcă repede să mediatizeze cazuri care pe care le consideră ieșite din comun, și avem diferite cazuri, inclusiv atunci când cadrul didactic a călcat anumite linii roșii, a trecut peste aceste linii roșii. Iată un ultim exemplu. Tu nu ești om, tu ești un rahat scandal într-un liceu din Chișinău, după ce o profesoară a fost înregistrată cum înjure discipolii. Ce concluzie trage societatea? Societatea trebuie să tragă concluzie că în instituțiile de învățământ mai sunt persoane care nu se comportă adecvat locului care îl ocupă. Ceea ce am auzit eu în acea înregistrare nu are loc într-o școală și nu încape în gura unui profesor. Categoric. Indiferent, eu înțeleg situații diferite apar în instituții. Eu înțeleg că copiii sunt diferit și poartă diferit și provoacă diferit, dar noi fiind profesor, trebuie să avem linia cea roșie care dumneavoastră ați spus-o, sub care n avem dreptul să ajungem. Dar și comportamentul copiilor uneori este. E adevărat. Aproape că nedescris, pentru că și copiii astea își permit să umilească profesorul, dar foarte, și profesorul foarte... are și el limita răbdării. Bine, atunci în cazul ăsta pur și simplu îți găsești alt, alt lucru. Da. nu avem voie, ca și cadrul didactic, noi nu avem voie să ne permitem așa ceva în timpul orelor. Uh, fiți atenți, acolo, din câte eu am înțeles, erau și ceilalți copii. Da. Uh, se discută cu niște cuvinte care eu, uh, eu, nu le spun niciodată, nu că în fața copiilor. Uh, chiar cred că în cazul dată s-a trecut de linia roșie. Ca manager ce ați face cu un asemenea subaltern? Uh, l-aș Da, l-aș ruga să plece. Au fost acum câteva acțiuni organizate de sindicate și spuneau că e nevoie și de o lege antiviolență să fie e protejați nevoie și și, și dumneavoastră spuneați că sunt diferite și diferite cazuri și sunt situații când copilul vorbește în nu, nu adecvat sau neadecvat cu, cu profesorul. Da, este nevoie poate de, de un cadru legislativ care să reglementeze lucrurile acestea. Apropo, la acest capitol într-adevăr este nevoie. Cred că fiind că am așa o experiență, când unele lucruri, când le cer de la elevi, el ne întreabă, dar unde e scris? Iată, dacă ar fi scris, ar fi așa, această legi. Eu cred că asta ar fi în beneficiu profesorului. Poate, poate lipsa acestei legi ne aduce la înrăutățirea acestei situații, acestei, da? Aceste... Da? și apar Caz apar situații când de acum profesorul nu știe cum să, 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 iasă din. Dar în cazul ăsta pur și simplu mai bine să iasă din sală decât să vorbească în fialul acesta cu, cu ceilalți copii. Timpul arată că relația profesor-părinte-familie o să fie și mai vulnerabilă, și mai sensibilă. Eu nu cred. Eu cred că o să se regleze situația dată în partea pozitivă. Părerea mea este că unii părinți care au știut că se poate fără să înveți să primești note, se poate fără să susții examenele, să ai diplomă de bacalaureat, iată acum sunt părinții cei cu elevii la școală. Când veni, care și-a cumpărat nota, care și-a cumpărat fel. diploma, acesta care este un locul de muncă. Un punct de vedere da, al meu la capitolul acesta. Și sper totuși că acei elevi care altfel înțeleg situațiile date, tot așa vor cere de la copiii lor și vor cere, nu pur și simplu să se ducă la școală, dar vor cere și rezultate. Eu mai aud de la părinți că ar fi bine, poate, în școală să se predea lecții de moralitate, lecții de patriotism, lecții care ar învăța care sunt valorile adevărate pe care trebuie să se pună accent în societate. Pentru că da, sunt aceste științe exacte, sunt aceste discipline, dar se crede că totuși astăzi ar avea nevoie mai mult copilul și de anumite sfaturi, sugestii, cum să le spun, care iar l-ar ajuta și pe el. Înțeles, și la înțeles. capitolul comportament, și la capitolul atitudine, și la capitolul implicare. Bine, până la urmă, noi avem educație pentru societate, unde discutăm anumite probleme de tot tipul. Până la urmă, nu vreau să ajungem în anii de da, când erau. Nu învățat leninismul și socialismul. Dar orice instituție poate, ca și disciplină la solicitare, opțională, să-și selectează ceva din cele care le propune Ministerul Educației. În plus, la capitolul ăsta, eu de exemplu, iată, noi avem un cerc dramatic în instituție și doamna regizoare organizează așa niște, niște spectacole că trebuie, nici nu, poți să nu citești 5 și 6 cărți, poate, dar să privești acel spectacol. Și e de și, ajuns, și ca și ajuns ca să, ca să înțelegi ce se poate și ce nu se poate sau ce e bine și ce e rău. Să înveți o lecție bună dar să de o, viață. Și noi de obicei practicăm lucrul ăsta și de obicei spectacolele așa care de lecții de viață le avem pe clase inclusiv clasele primare, cele gimnaziale și organizăm toate clasele să privească acel spectacol pentru anume ca ceva să ajungă în uh, mintea lor. Domn director, da, astăzi, dumneavoastră, vă este clar ce își doresc părinții de la copii, ce își dorește generația în creștere? Dacă să vorbim la general, nu. Uh, dacă în particular, da. Eu știu că unii părinți vor pur și simplu note. Alți părinți vor să știe că i-au dus copilul la școală și, și, gata, ei pot să duc să lucreze și să lucreze toată ziua, să vină când vin acasă, uh, dar el a fost la școală și a fost la grupă, înseamnă că el trebuie să aibă grijă numai că mâinii banii îți trebuie. Îți trebuie, nați. Și la revedere. Dar sunt și părinți, și mulți sunt părinți, care vor rezultate. Dar și haideți e... să vorbim un pic despre părinții care spun că au averi pentru copii, nepoți și strănepoți. Și atunci, ce scop se mai urmărește în acele familii dacă se zice că bani am și pentru tine, și pentru copiii tăi, și pe, pentru strănepoții? Cel mai bine, cred că ar fi să întrebați pe ei fiindcă eu așa situație okay. nu înțeleg. Nu am mai pentru mine, cu unii pentru ei. mine lucrul ăsta nu i posibil. Uh, în plus, doar ce înseamnă moștenirea? Moștenirea asta nu înseamnă câți bani de spirituală. Asta este moștenirea. Și asta este cum l-ai pregătit pentru viață. Și poți să nu îi dai bani, dar să-l înveți să face bani. Sau să-l înveți să face bani, bun, și cinstit, corect, Asta este cel mai, cel mai, mare. Și dacă vine un elev din clasa a 11-a, 12-a cu o mașină luxoasă de 100 de mii la școală, atunci el are interes pentru ce? Doamna Antena, sunt diferite persoane. Ar putea să vină un copil cu așa mașină la școală, dar să învețe foarte bine. Aici e greu de spus, după material, că gata, asta are bani și nu mai vrea să învețe. Sau invers, asta o să învețe din motivul că nu are bani. Nu, nu e aici așa. Și eu chiar știu cazuri când la noi, în clasa 12, mai începeau de acum să vină copiii, când de abia atunci și iau permisul. Dar vineau copiii foarte buni cu, cu mașinile la școală și chiar n-avem nicio... Bine, eu să că lucrurile astea n-au tangență. Ce atitudine aveți dumneavoastră despre copilul care nu vrea să facă clase liceale, dar cu deasist la părinții insistă că el trebuie să vină să termine liceul? Eu am întrebări la părinți, nu la copii. La părinții aceștia am întrebări și de fiecare dată eu la toate ședințele cu părinții, mai ales în clasa nouă, când în calitate de director organizam ședințele cu părinții claselor absolvente, le explicam și le spuneam și, și terminam prezentarea când noi suntem obligați să ne prezentăm cum vor decurge examenele de finalizare a gimnaziului, dar la sfârșit, la mine, obligatoriu era ce urmează. Urmează clasa 10 la liceu, urmează școala profesională, urmează colegiul și așa mai departe, unde argumentam toate aceste Veniți la, la liceu, cei care vor să pleca asta facultate. Vă, vă duceți la școala profesională cel cărui îi place mai mult să ocupi cu lemnăria, de exemplu. Acum, la noi, cât îl Necesitatea avem de, de specialiști buni în diferite domenii la, la acest capitol. Și lipsesc. Și, și lipsesc, da. De Dar ce? știți că era un fel de rușine, adică să meargă copilul meu la o școală profesională. Am zis astăzi odată rânza moldoveanului, deci iată cam aici așa, fiindcă nu vrem să ne gândim să facem copilul celălalt fericit. Vreți ne gândim să-l facem cum îl vrem noi? Dar copilul trebuie să-și trăiască viața lui. Dar lupta asta se duce într-una. Cum vrea părintele și cum vrea copilul să fie. Da, viitorul. dar nu peste tot este luptă. Eu știu cazuri când părintele și copilul doresc același lucru și merg într aceeași direcție. Și știu, da, situații când copilul dorește una și, și părinții doresc alta. Am avut situații cu păreri de rău în clasa 5. -a la prima jumătate de an, copilul de clasa 5 -a să aibă la patru discipline note negative la sfârșitul semestrului, la care am convocat ședința, psihologul, dirigintele, eu, mama, copilul. Și concluzia? Știți care a fost concluzia? ne a dezvăluit -o copilul repede. Fiindcă mama zicea, eu mai discutasem cu dumneavoastră și înainte de aceasta. Și îmi spunea că un director trebuie să fie bine el, parcă... Și când acolo, când de acum, eu îl întreb, eu în el. De ce? Nu răspundeai la ore, fiindcă a vorbit cu colegii, mi-au spus, dar eu îl scot la tablă sau îl întreb, el nu răspunde nimic, când de foaia goală la lucrare și așa mai departe. Și de ce Ionel nu răspuns? Nu te pregăteai acasă, la care mama stop. Eu mă pregăteam cu el în fiecare seară. Ion, tu la lecții răspundeai? Nu. Și atunci de-abia o răbufnit micuțul și îi spune mamei, ți-am zis să mă duci la școala aceea. A făcut clasa a patra, primele patru clase în altă școală și dorea să rămână cu colectivul celălalt. s a obișnuit cu colegii de clasă și cu iată, mediul de acolo. Tot diferite pot fi, sigur că da. Da, dar trebuie să ascultăm copilul. Dar mama nu, nu dorea. Mama și-a pus un scop că e să, să, copilul, director, ei trebuie să ei ei. Dar Este topul instituțiilor cele mai prestigioase din municipiu și atunci toți copiii, toți părinții sau toți mulți părinți e, mulți, încearcă da. cu orice preț să ajungă anume la acea instituție. Asta, și vreau să înțeleg, să, le, să, să încerc să le spun părinților că nu această, nu este corect în, în felul ăsta. Apropo. De fiecare dată, acum când vine vreun părinte care dorește transferul, prima mea întrebare, copilul știe ce vreți să faci? Fiindcă fără, fără dorința copilului nu văd lucrul ăsta necesar. Și atunci când chiar și copilul dorește, trebuie să știi de ce. Iată în școala care învăță acum, de exemplu, îi mai puțin în matematică și vreau mai multă. Sau îi mai puțin în engleză. Sau doresc și limba germană, cum noi învățăm a doua limbă germană. Și... Să văd aceste scopuri. Dar dacă pur și simplu, cum spuneți dumneavoastră, că m-am uitat în... Apropo de top, tare mă miră când părinții se uită în top unde îți duc copilul în clasa întâi. Până la clasa și a 12 Și aveți abundență, îmi pare că și la liceul Eleade. Păi da, avem, avem probleme și cu clasa 1. Și când după când asta supăreri. supărări. Cu... Ce să-i faci? Supărări, dar asta, altă situație nu Apropo, în unii ani am avut că au fost acceptați, fiindcă îi acceptăm conform regulamentului. Sunt din pe district și au șapte ani copilul și văzând că totuși suntem, eu, eu când le explic, dar am adunări cu ei înainte de, de 1 septembrie cel puțin două și le explic, le spun, iată, suntem cât 40, suntem mult și așa mai departe, atunci lor le pare, dar când îi văd în clasă 40, de acum își dau seama, stai că e mult. Și atunci unii mai, mai pleacă. Mă bucur măcar că înțeleg măcar, măcar un pic mai târziu. Dar ce credeți dumneavoastră, iată, despre acest număr mare de copii aici, în municipiul Chișinău, și numărul mic și foarte mic de copii în Sătuce, în, din Cătune, din... Republica Moldova, pentru că astăzi cunoaște situația. Sunt, de exemplu, școli unde învață câteva zeci de copii, unii din clasa 1 cu cei din clasa 2 și a 3, da, în, clasa, de școală, în da. clasa 5, 6, câte 7, 8 copii. Părerea mea și-am spus-o de fiecare dată că școala cu atâția copii nu prea carte poate face. Și dacă să vorbim încă de școală primară, se mai acceptă. Dar când mergem de acum la gimnaziu sau mă, dacă vorbim despre liceu, aici de acum trebuie să fie aranjat foarte bine. Cât privește liceul, iată, am auzit că, că se preconizează uh, în fiecare. Raion să raion. se o către un liceu modern. Poate fi prea mult în fiecare raion, două, dar, dar, admitim, licee, dar. Admitim, da, măcar, măcar în fiecare raion. Cât un liceu modern. Și din raionul acela cei mai buni profesori, pe bază de concurs, să plece să lucreze la acel liceu. Noi, ceilalți, să le organizăm transportul, inclusiv profesorilor, dacă nu putem pentru elevi cu transportul zilnic, mă rog, pot fi într-o instituție sau într-o localitate, un copil doi. Atunci să le aranjăm un cămin unde să poată să, să stei două 3 zile cât, cât au în luni. Așa aici, să aici să trebuie să, să existe și dorință din partea copiilor și dorința din partea copiilor și apropo, ce credeți dumneavoastră că s-ar întâmpla cu un sediu al unei școli dacă pleacă copiii la un liceu modern? Ce se întâmplă cu profesorii de la acea școală? Ce se întâmplă cu spațiile? Bun, în primul rând despre profesori dacă a fost un liceu mic profesori sunt 2-3 Ei chiar n-am mai auzit de... Bun, depinde dacă vorbesc de primară dacă de la gimnaziu ar putea să fie mai mulți, dar la sigur că dintre cei care sunt acolo, care urăsc, pleacă unii la, la liceul acela despre care vorbeam. Alții, iarăși, noi trebuie să, cât de mult nu, nu tindem către profesori, să le ajutăm, să fie bine și așa departe, dar nici nu putem să creăm școală numai din motivul că avem profesor. Trebuie să fie clar. Este o școală cu atâția copii, minimum. Nu avem atâția copii, iată care este procedura. Și lucrul ăsta trebuie să-l dorească nu Ministerul Educației, lucrul ăsta trebuie să-l dorească în primul rând părinții. Dar subiectul e politizat, mi să cunoașteți foarte bine. Cu părinții. politice încearcă să atragă capital politic și să spună, a, i-ați votat pești la guvernare, v-au închis școala, v-au fugărit copiii de acasă, vi au dus la. De, nu ce, știu, eu, de ce eu ce primul distanță? plan am pus părinții? Părinții trebuie să înțeleagă că acolo unde este o școală micuță, carte bună, e greu de făcut. E greu, pur și simplu. Trebuie să avem specialiști la toate domeniile ca elevul nostru să primească cunoștințele necesare. Dar nu poți ține într-un gimnaziu, chiar dacă noi avem câte o paralelă, 5, 6, 7, 8, 9, avem 5 ore pentru un profesor de chimie. Spuneți-vă rog, ce ore va mai avea acest profesor de chimie e bine dacă a terminat facultatea cu chimie și biologie da. mai are 5 la biologie sau... dar nici nu sunt 5, că chimia nu e dintre 5 păi iată, 4 ore de chimie 4 de biologie 8 ore chiar departe. și mai departe iată de ce eu vorbesc și părinții trebuie să înțeleagă acest lucru da, poate e foarte bun profesor de chimie dar e cu patru ore. Nu o să-l să putem ține. Părinții trebuie uh, să înțeleagă, dar și părinților cineva trebuie să le explice și primii care ar putea să le explice primarul. sunt tot primarul. Și ar trebui primus. Evident, și profesorul, dar vedeți că profesorul într-un fel își sapă groapa. Da, ar crede unul. De, de aceea geapul. primarul ar trebui să fie cu ideea să vorbească cu profesorii, să le explice. Poate să le găsească ceva de lucru dacă în caz școala dispare și să duce. Dar să se discute trebuie și să înțeleagă toți, toată societatea, toată localitatea cea de pe loc, că cea mai bună soluție, atenție, pentru elev, este să se ducă la o școală mai bună. Acum cel din mediul rural ar spune că da, discută frumos doamna Ursu cu domnul Vasilache, dar dacă ar fi el aici, în locul meu, unde, la... Da, nu contează, în satul meu. Unde... din localitate, da. ar spune același punct de vedere? eu da eu da, aș spune același punct de vedere fiindcă niciodată nu am uh, uh, eu de obicei spun ceea ce cred dar la capitolul ăsta, ăsta cred și nu aș ține o școală numai din motivul de exemplu că să am eu loc de lucru acolo, sau dacă aș avea o școală cu 100, aș fi director la o școală cu 100 de copii și n-aș avea profesori primul lucru aș zice dați să facem ceva, fiindcă e imposibil. Dar de, câți copii de lucru? are Mircea mici, Elia? 1207 astăzi. Și câți profesori? 60. Ș și câți lipsesc? <laughs> Am zis, da. Problema la noi acum este nu din motivul că lipsesc, dar avem un profesor care este pe buletin de boală, pe de boală, mai mult timp și aici e problema orelor care dar alte nu, nu, nu. Noi aveam, discipline. Noi aveam aveam acoperit tot. Sunt dar, iată, aici, aici, eu anul acesta m-am uh, întâlnit cu această situație când am căutat ca să înlocuiesc acest profesor, și cu părere de rău profesor de informatică, de matematică, n-am putut găsi. Ca să înțelegi, acum eu rezolv situația cu un student și mulțumesc Universității de Stat că mi l-au recomandat, e un student foarte bun și am rugat alți colegi să mai ia niște ore pentru, pentru clasele absolvente, clasele absolvente și două clase, la două clase fac eu ore cu ei. Fac din timpul adăugător care al asta, fac ori cu ei, fiind tot profesor de matematică, fiindcă nu vreau să se să, să rămână fără... Câți tineri aveți în colectiv specialiști tineri? Din tineri specialiști, așa, care sunt, sunt doi acum, deci avem al treilea din anul ăsta, trei, trei avem. Domnul Îmi pare foarte rău 60. că... Da, îmi pare, dar bun, tineri specialiști, dar avem care au fost tineri specialiști trei ani în urmă, patru ani în urmă, tot tineri, tineri specialiști ale în primii trei veniți ani. Veniți de, pe de... da. Nu, veniți, veniți, veniți. avem unul din anul acesta, altă persoană avem care au venit doi ani în urmă, adică două persoane care doi ani în urmă, dar venit îi unul. Ce părere aveți despre profesorii care merg și la instituțiile private și fac în paralel? Foarte bine. Foarte bine. Să, să meargă, să facă în paralel. Domnul Asilac, uh, dar v-ați gândit vreodată să vă faceți o instituție privată? Uh, asta a fost foarte de mult, dar uh, în principiu nu știu să zic. Uh, eu la colegii mei care vroiau să ducă la instituții privat copii, întrebam de ce? De dacă, este, dacă este instituții de stat, care nu trebuie să plătește o taxă careva de ce dorești la cea privată? Pe mine m mirat când am fost rugat de cineva să influențez, să rog ca să fie primit la o instituție privată cu mulți bani la clasa pregătitoare. Nu și răspunsul... Zicezi, clasa pregătitoare, dar la grădiniță. Și răspunsul l-am primit. Și vă l-am spus și astăzi dumnealui părintele vrea să duc copilul dimineața să-l ia seara. Și el să o ocupe tot cu altceva. Nu știu dacă este cea mai bună soluție. Dar să ziceți de clasele primare. Dar acum sunt grădinițe private, da, instituții ori. preșcolare, 10.000 taxa și sunt doritori că... ca să acopere locurile de la aceste instituții. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că moldovenii au bani. Sau că e fală mare? Ar putea fi. Ar putea fi. Nu, nu știu sigur, dar la sigur unii pentru... pentru Dacă e o concurență fală. sănătoasă, e bine să existe și sigur că instituții da. publice, și instituții private. E logic. Și, Vreau să vă zic că noi am avut partidere. situații diferite și noi, la instituția noastră, au fost cazuri când au plecat la instituție privată și după și asta au revenit. De, peste jumate de ani, chiar la prima posibilitate, au revenit înapoi. Bun, alții au plecat și își fac studiile la instituții private. Nici o problemă. Eu cred că la moment când legislația permite, e normal să, să, existe și să fie și... Dar despre profesorii care se duc și la instituții private, bravo lor! Ei ce fac acolo? Pregătesc copiii. Învață elevii. Foarte bine. Și iată, dacă se pregătesc copii buni, după care merg și fac și specialități, de ce atât de mult se vorbește în Republica Moldova despre lipsa cadrelor și mai ales cadre calificate? Uh, ceva? Vedeți că dumneavoastră singur spuneați despre niște instituții unde calitatea e cam departe. Dar bun, dați să luăm și altceva. Care este nota medie la examenele de bacalaureat. Bună acum. Nu prea. Nu prea? Susțin un procent mai mare. Mai mare. A, dar, nota nu... dar nota medie este 6, nici 8, 7? 7 și nici opt. Iată cred că unde se ascunde problema. În plus, nu există o statistică, dar mi-ar fi interesant nota de la licență. Cu ce note iesă Studenții de la licență. Poate, poate aici undeva se, se ascunde. Cu părere de rău, mulți elevi mai ales de la noi, de la instituție, pleacă psihotare. Deci, îi zic cu părere de rău, fiindcă aș vrea să-i văd în, în Republica Moldova, dezvoltând economia Republicii Moldova. Sper că vin, eu de fiecare dată la, la toate ședințele cu ei. În, spun acest, această dorință, sper să vă reîntoarceți înapoi cu o experiență, cu o practică și chiar sper că, că vor putea să, sau unii din ei vor deveni, dar, dar poate, iată, cei buni pleacă, rămân șase, șapte media și de aici avem și restul despre ce vorbiți dumneavoastră. Ce trebuie să se întreprindă la nivel de stat ca situația să se îmbunătățească? Am vorbit despre școală. Haideți să vorbim despre alte lucruri care trebuie făcute. Cine să le facă? Iată, cum să iată le facă. dumneavoastră a zis despre instituții private. Părerea mea că aici mult s-a stricat când au apărut universitățile private. Când au fost instituțiile de învățământ superior, privat, unde îi luau toți, indiferent de medie. După care... Pentru că dista. banul adecesc totul. Bun, după aceea nu-i chiar. Iarăși vorbim, când îl iei pe un elev cu 10 sau 9, sau cu media 8 măcar, la general e una, și când îți vine un elev cu media 7, e cu totul altceva. Fiindcă și la facultate trebuie să mergi mai departe. Dar profesorul duce la prima oră și face o, o cunoștință cu elevii din niște întrebări, indiferent cum, frontal sau face o lucrare sau ceva, observă cine și ce știe și își dă seama că cei s a pregătit dumnealui prea mult pentru, pentru, majoritatea din ei. Și atunci începe din altă parte să meargă, începe să, să, să lucreze cu ceva care nu s-a dat la timp la școală, la clasa 10, a 11 sau, sau undeva. Sau s-a dat, dar elevul nu a înțeles-o, nu știe, nu știe lucrul acesta. Și atunci profesorul e nevoit să meargă, să meargă altfel. Și, respectiv, l-am luat cu restanță de la liceu Evident că Curestanța, sau e mare probabilitate că tot Curestanța va ieși și de la licență. De ce e atât de chinuit destinul acestei palme de pământ? Dar nu aș spune că numai acestei palme. Bun. Noi, de ce acestei palme, dacă să vorbim la general, poate geografia e divină când ne-am așezat sau ne-au așezat domnul aici unde unde se intersectează, da. Intereselul tuturor, Bine, intereselor tuturor sau rele, da, lor. multor, multor rele, da. Dar copiii care doresc să învețe și care mai puțin doresc să învețe sunt peste tot. Și iată exemplul ăsta, noi îl vedem și din uh, varianta când vin copii din alte țări, fie că au fost în misiuni diplomatice, fie că au părinții, au fost psihotare, au lucrat acolo, uh, s-a întâmplat ceva și uh, revin înapoi. Uh, și vedem că, da, sau ei ne spun și uh, să vede și din rezultatele lor, că și acolo sunt uh, diferiți, uh, diferite nivele de pregătire a copiilor. Până a intra să discutăm aici pe platou, vă întrebam ceva mai devreme. Totuși, școala pregătește pe toți care ajung să fie politicieni. Doar că atunci când ajung să fie la cărma țării, în fruntea unor formațiuni politice, ei sunt total diferiți. Știți, eu tot Cresc în același mediu, parcă. Eu tot mă întrebam, cum e posibil așa ceva? Fiindcă parcă aceleași materii studiază de către toți, dar iată, când se ajunge în diferite situații, rezultatele mișcării acestor persoane pot fi diferite. Bun, una dintre înșei, din trânșăi, din. Acest... de ce se întâmplă așa ceva, cred că totuși este modul de a fi a omului. Dacă omul nu are verticalitate. El poate să vă spună astăzi una și mâine alta. Dacă omul e de cel care e pentru dânsul banul, îi principalul, și contează că dacă cineva îi plătește ca să zică sau să facă ceva, așa va face. Dar iată, referitor la pulcenie, eu într-un timp mă gândeam de ce se întâmplă în așa fel că parcă toți membrii guvernului, toți deputații au fost pe școli. Au văzut cât de complicată îi munca profesorului. De ce, când ajung la salarii despre, vorbeam cum am început misiunea cu 15%, de ce așa de greu se, se decide, se, se ia această decizie? Uh, și pare-mi se una din probleme ar putea fi și aceea că, uh, cu părere de rău, mai avem în rândul nostru de profesori unii colegi care nu prea. ar merita să, merita să rămână la, la catedră, aceste colective. să rămână la, la, la școală. Mă tem că unul din, una din pricini este și aceasta. Geopolitica influențează atât de mult situația din acest spațiu? Geopolitica influențează. Geopoli... Părinții noștri, doar a copiilor noștri vorbesc, cei mai mari experți în toate doar. Și Vrei, nu vrei, copilul ducându-se acasă e membru a discuțiilor, inclusiv acela e rău, asta e bine și așa mai departe. Și în felul ăsta, chiar dacă la școală el aude una, poate să întâmple, poate să întâmple și sunt cazuri când ducându-se acasă, el încearcă să, să spună cuiva, părinților, rudelor, că iată, noi am învățat, că iată știu așa, sau, dar unii preferă să zică, a, nu tata știe mai bine, el e mai mare. Bine, și aici situațiile uneori se complică foarte mult. De ce? Pentru că depinde și de managementul dintr-o instituție de învățământ. Depinde și de primar, depinde și de preotul din sat, depinde și de polițist, depinde și cine e director la, directoare la grădiniță. Și dacă unul e de partea unei culori politice, altul e de partea altui politician, atunci cum să se discurce Copilul Asta e, copilul Da. În cazul ăsta, bun, copilul referitor la geopolitic și la partide politice mai departe, el nu e obligat să se discurce cu ceva în sensul școlii. Adică noi la școală nu încercăm să uh, indicăm, iată, partidul cel e cel mai bun sau acela sau așa. Uh, în genere, despre politică la, la, școală nu discutăm, dar, dar Aici avem Aici în dar în mediul rural mai mult se discută. Bine, eu vorbesc despre, despre, despre instituția noastră, poate, nu știu, pentru că știți că au fost timpuri când și managerii din instituții au fost Bine, au dreptul delegați pe criterii să, politice. A, delegați pe criterii politice, mai complicat, da. Dar, slavă Domnului, se rezolvă parcă și aici încet. Sper că se rezolvă, fiindcă și aici au fost multe încercări de a modifica regulamentele. Dar ar trebui să fie cei mai buni din cei care se propun la postul respectiv. Funcțiile astea. La funcția respectivă. Ce se mai reproșează deseori? Că vin cei neexperimentați și dacă vin cei neexperimentați în ministerii, în parlament, în alte instituții ale statului, atunci se duce de râpă tot ce e bun și nu mai reușim să ajungem la bine. Dacă vă aduceți aminte noțiunea de secretar de stat, anume din motivul ăsta au fost instaurate ca să fie o continuitate, fie continuitate de în lucrurile ministerului. Vedeți că nu spre întâmplă. Și dacă luăm în genere, per total, multe lucruri se încep într-un fel, dar se termină altfel. Și cum se explică că atunci când nu ești la putere vezi într-un fel problema și când ajungi în scaunul puterii deja e altă realitatea și eu, nu mai coincide eu, cu ceea ce eu, credeai eu până a venit la că putere? rezistența este mare. Ar putea să de fi... ce se opune rezistență? Se opune rezistență din pericolul de a ieși din zona de confort. De ce îmi trebuie așa că să mă pun să fac ceea sau nu știu cum, când mi-e, mie bine așa, cât că, că eu știu, un, doi, trei și, și la revedere. Părerea mea, nu știu, ar putea să fie și la, în diferite situații e diferit. Dar zona asta de confort asta este un dușman mare care, care ne încurcă foarte mult. Și nedorința noastră de a ieși din această zonă a noastră când vorbesc, vorbesc pe societate. Da. Fiindcă noi, în principiu, în Republica Moldova, avem nevoie să ieșim din, din, zona aceasta de confort. Toți trebuie să încercăm în, la locul său de lucru să facem maximal posibil. Nu atât cât o făcut, am făcut ieri, dar maximal, maximal, posibil. Dar dacă zicem că a, este bine și frumos și nu mai e nevoie să implementăm alte metode sau atunci se atrofiază totul și rămâne pe vechi. Și rămânem acolo unde suntem. Dar la capitolul cum reușim să facem tema de acasă? Pentru că de când a obținut Republica Moldova statutul de țar candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, toți se amintește că nu uitați despre lecția de acasă, trebuie lichidate restanțele, trebuie... Și uitați-vă cu tema de acasă, dacă să reforme. vorbim la nivel de instituție, de învățământ, Părinții foarte mulți erau într-o perioadă împotrivă cea, cea mult pe acasă. Dar asta este un lucru de bază. Și acel copil care la lecții poate a fost încurcat de vecin, ceva nu a auzit de la profesor, el a fost ceva s au uitat în altă parte și nu au auzit ceva de la profesor. Dar când ajunge acasă și când citește el singur încă o dată tema, și dacă, cum spuneam eu, cu așa în mână, nu cu muzica în, în, cameră și așa mai departe. Și în urechi. Și, sau în urechi, da. Atunci altfel vine copilul pregătit pentru, pentru mâine. Eu tare mult mă bucur. Da, apropo, astăzi am avut o întrebare de la o elevă de clasa așa. Domn director, dar ce nu ne întrebați tema pentru acasă? Dar la mine, repet, întrebarea temei pentru o casă este ce întrebări aveți la tema pentru o casă. și dacă cineva din copii spune că eu n-am înțeles cum se rezolvă punctul cu tare, atunci noi la tabă îl rezolvăm. Sau îl explicăm. Dar nu mă duc la fiecare în caiet să-i verific care. Și întreb în răspunsul meu la fetița de clasa 6, acesta și-a fost. Dar tu ți închipui dacă eu aș verifica toate caietele voastre, cât timp îi trebuie? Dar tu ai văzut că noi am avut azi o temă nouă. Și iată, aici trebuie ca părinții să înțeleagă că noi mergem din temă în temă, dacă copilul rămâne numai pe ceea ce a auzit la școală și acasă nu mai citește încă o dată tema, nu încearcă să rezolvi un exercițiu ca să-și întărească, atunci rezultatul va fi unul mai mic decât cel care noi ne-l așteptăm. Domn director, dar cât de siletor este elevul Republica Moldova ca să-și facă tema de acasă pentru a ajunge stat membruie? Uh, elevul, vorbiți, nu elevul, dar Republica Moldova. Elevul Republica Moldova. Uh, eu, pare mi se am zis că avem unui elev care nu prefac tema pe casă. Mulți din elevii aceștia acum rezolvă problemele despre care dumneavoastră vorbiți. El nu prea știe. Zona aceea e de confort. Pentru ca noi să rezolvăm tema pentru acasă coborâtă de la Europeană. Bun, sunt unele chestii, dacă vorbim despre reforma judiciară, sunt unele lucruri care depind de, de, de tot politico. Dar sunt unele chestii care trebuie să le facă un minister aparte. Sau un departament aparte. O agenție, da. O agenție. Și at acolo trebuie ca uh, superiorul să pună corect problema, să ceară și, și să mergem înainte. Să scoată toată lumea din zona de confort, mai ales cei care, iată, au temele pentru acasă despre care vorbesc. Știți că pe parcursul istoriei s-a mai vorbit despre Republica Moldova ca cel mai bun elev, după care să ajungă cel mai mare restanțier, ca cum iară să se spună că ar putea să ajungă o poveste de succes. Mie îmi pare rău că noi trecem uh, curbele Cu acestea. Și, da. și pare foarte, uh, foarte îmi pare rău foarte mult pare de situația care s-a creat atunci, fiindcă chiar eu personal am crezut mult în, în mișcarea aceea care, care ne porneam parcă și, și ne vedeam de acum departe dar iată ați văzut apropo de, de, de verticalitate una zic și alta fac și nu Moșion mă scuzați Moșion dar, dar politicienii care, care iesă și, și ne spun în față una și el pe, pe spa, în spate face alta Fiindcă dacă nu, nu era cazul acela, noi poate într-adevăr acum eram, eram în alt loc. De asta și insistăm de fiecare dată că e nevoie și de modele în societate, repere, după care să se orienteze cetățeanul. Dacă am să zic pe cineva dintre policenii noștri, cineva o să mă învenuiască, că iată, nu vreau să menționez pe nimeni, dar eu spun la general, avem de unde le vedea, trebuie să dorim și trebuie să le vedem. Dar dacă noi mergem cu ideea că dacă pe 80, așa de bine era, că avem 20 de ani și nu știu cum, dar în 80 aici era la noi, unde să vedem? Când înseamnă că prin unde să vedem că era mai bine? Și dacă mergem pe această pistă, atunci nu ajungem nicăieri. Dar cetățenii sunt capabile să dea note corecte guvernului, parlamentului, președinții? Doar știți că democrația nu e cel mai bun lucru. Dar mai bun, Dar mai bun nu avem. Inventat. Dar mai bun nu avem. Asta e problema cea mare. Da, e adevărat aici, uitați-vă, un academician care vede lucrurile cu mult alt fel, el are același vot cu oricare cetățean din Republica Moldova. asta E Aici aici eu cred că se cere, dacă să vorbim despre zona de confort, ar trebui ca noi toți care Gândim altfel, să ieșim din această zonă de confort și să nu lăsăm numai pe baza politicienilor pregătirile acestea către Uniunea Europeană, dar, dar să mergem mai multă lume la, la, la colegii noștri, la rudele noastre și să încercăm să le explicăm. Ar trebui să fie o, o mișcare, așa cam cum în, 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 în 88, când ziceam limba alfabet, iată așa ar trebui să fie acum o mișcare, cred că dorim mișcare, dorim ieșirea, dorim să scăpăm de, 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 ceea ce înseamnă Rusia și, și tot ceea ce e legat de ea. Fiindcă în Ucraina vedem la cine duce lucrul ăsta. Poate e cazul să, să avem un alt fel de mișcare, nu numai pe nivel de... Vedeți că policienii suntem. Ei se tem să spună mai franc, poate, că uiteați, de exemplu, prin România, noi mai ușor am în Uniunea Europeană. Dar eu nu mai tem să o spun. Fiindcă eu așa Cât cred. de realist ar fi acest scenariu? Bine, poate, poate eu nu știu toate. Dar din câte eu știu, eu văd realist lucrul ăsta mi să cunoașteți mai bine ca noi toți. Depinde și ce poziție au puterile mari, depinde și ce se spune la Bruxelles, și ce se spune la Washington, și ce se spun în alte cancelarii. Da. Și aici am să zic, iarăși revin la 88. Eu nu știu dacă Gorbaciov tare vroia ca noi să avem alfabetul latin. Dar dacă noi am vrut, Totuși, pe urmă s-au schimbat situațiile. S-au luat 89 în, în România. Tot nu, deodată, o zis că da, gata, bine, ce nu, și așa mai departe. Dar lumea a zis că până aici. Noi dorim o altă viață, noi dorim altceva. Și s-a pornit o altă mișcare. Republica Moldova mai are și regiunea transnistriană, despre care se zice că e un dosar greu și probabil și E greu, chiar nu e, greu. e ușor de rezolvat. Mai vedeți ce se întâmplă în sudul Republicii Moldova, ce se întâmplă în nordul Republicii Moldova și care e vrerea națiunii astăzi, dacă ar fi să o descriem. Vorbeam despre justiție. Dacă Ilan Șor, de exemplu, astăzi nu era acolo unde este, dar era acolo unde e locul, și societatea altfel înțelegea mesajul. Dar societatea se uită, ce l-au furat, ce l-au furat, ce l-au furat, dar unde sunt ei? Și iată, aici e problema cea mare. Într-adevăr, justiția din Republica Moldova își ca pentru Republica Moldova. Și ca poziție civică și noi văzând poate unele lucruri care se întâmplă, putem să judicăm altfel. Dar observând societatea că, iată, o forat și acum cu banii cei aia cumpără legătorii și așa poate să facă altcineva, aici ar putea să fie o, o frână care ne spune nou ca și societatea. Domn Vasilache, și pentru că nu vă cer note multe și mari, totuși ce notați pune activității președintei Sandu? Pentru că sunt iată de grabă trei ani de când oficial a fost investit în această funcție. Noi am avut mulți președinți până acum. Au fost și interimare, au fost așa, dar din punctul meu de vedere, cât a făcut doamna Sandu pentru Republica Moldova, n-a făcut nimeni. Poate domnul Mircea Snegur, care a fost primul și a fost obligat să spornească totul de la început. Dar mai ales despre discuția care o avem cu integrarea în Uniunea Europeană, eu zic despre ucraineni, ca o mare noroc de Zelenski, fiind dumnealui acum președinte, care știa vorbi, știa cere, știa motiva, așa și noi avem mare noroc acum de doamna Sandu, în parcursul nostru spre Europeană. Și am ajuns la final, dar vreau să mai comentați o știre care a apărut în presă. Amenințări false la adresa școlilor. Poliția avertizează asupra unui atac hibrid destinat să genereze panică în societate. Da, deci îl știu, că l-am văzut, apropo de la copii, mi l-au arătat, am sesizat repede care e chestia, am observat și uh, uh, raportul poliției, am trimis la toți părinții în uh, instituție uh, și am rugat copiii să fie liniștiți că totul este bine și totul este sub control. Uh, dacă observați în zilele care au fost și în Rusia cazuri și în Statele Unite cazuri apare întrebarea unde mergem? Da. Ca, ca și societate exact. mare, omenirea Încotro. unde mergem? În Cotro Păi tot așa mă întreb și eu m-am întrebat pe 24 februarie 22 cum în secolul 21 să mai mergi cu, cu arma împotriva vecinului parcă era inacceptabil iată acum și altele în altă parte a planetei se întâmplă ceva se întâmplă niște mișcări în, în, în societatea noastră mare și cu părere de rău nu sunt cele mai bune și nici nu le putem prezice dar putem da. să încercăm să punem umărul să schimbăm în bine situația parcă asta încercăm asta, să facem asta am spus da. și trebuie să am începem parcurs. de la sine să fii mai bun față de sine, față de cei din jur, față de rușmanul tău chiar și poate, poate îi molipsim pe, pe mai multă lume cu acest lucru. Punem punct aici acestei discuții. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Vocea Basarabiei. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Succese mari! Mi-ați dat o veste tristă că ați putea să părăsiți funcția de manager? Nu aș putea, dar da, așa merge. O părăsesc de grabă, cum numai să finalizează concursul pentru selectarea altui candidat. Cunoașteți cine va fi următorul? Da, da, fiindcă am fost doi în cursă, eu mi-am retras cererea, fiindcă nu se merită, mai am jumătate de an până la împlinirea vârstei care nu-ți mai permite și din care motiv mi-a retras cererea și a rămas domnul Popa Dorin, colegul nostru de la instituție, care eu, de exemplu, am o Mare speranță, domnilor! Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut, pentru ceea ce faceți și pentru implicarea de pe mai departe. Succese mari în continuare mulțumim. celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflexie de la Vocea Basarabiei. Le reamintim, astăzi am discutat cu domnul Grigorie Vasilache, care este directorul Liceului Mircea Eliade din Chișinău. Toate bune pe curând!